Între 1 aprilie și 1 mai se desfășoară în Pitești concursul cea mai bine gospodărită asociație de proprietari din municipiul Pitești. Este un concurs pe care l-am lansat în urmă cu 2 ani de zile, un concurs care nu face altceva decât vine să răsplătească asociațiile de proprietari și de locatari cu cea mai bună prestație, cu cel mai bun spirit gospodăresc și, de ce nu, cu cea mai bună inspirație. Asociația care se va clasa pe primul loc primește premiul de 3.000 de lei, în vreme ce alte 11 asociații, câte una din fiecare cartier, vor fi premiate cu 2.000 de lei. Aici sunt criterii, spunem noi, obiective, criterii măsurabile, și anume aspectul spațiului verde, curățenia în spațiu aferent imobilului, fațadă, lucrări de reabilitare termică, starea tehnică a terasei și a subsolului. Cele două suprafețe creează multe probleme. Și, sigur, aspectul căilor de acces.